Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să ne bucurăm de prezența în număr foarte mare a dumneavoastră la această sărbătoare, care este Sărbătoarea Internațională a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. Această sărbătoare a fost decretată de către Organizația Națiunilor Unite în februarie 1991. Din acel an, în șimleul Silvaniei, se sărbătorește de fiecare dată. Această zi este o zi cu un bogat colorit de toamnă, de asemenea și cu precipitațiile și atmosfera specifică ei. Plouă, numai nu ninge, dar sperăm să nu ningă. Salut prezența tuturor vârstnicilor la această sărbătoare, de asemenea a domnului primar Cristian Lazăr, a domnului viceprimar Cosmin Man, a reprezentanților bisericilor din orașul Șimleu Silvaniei, a tuturor tinerilor talentați, elevii noștri, care în perspectivă vor fi viitor organizatori a unei asemenea gen de activități. Mulți se supără pe mine sau să dea Dumnezeu să ajunge să organizați asemenea activități. Nici eu n-am crezut, dar uite că am ajuns. Vă rog, pentru că este o activitate deosebit de importantă, o să se întoneze imnul de stat al României. Vă rog să îmi permiteți să propun un moment de reculegere. Vă mulțumesc. O să rog pe doamna Leontina Tulbure să recite o poezie, acum nu știu, scrisă de domnul Tulbure sau de dumneavoastră, sau în cooperare. De domnul, da. Care nu-i prezent, din păcate, aici. Deci, să dăm mesajul vârstnicilor. Soțul peste 90, doamna se apropie. Da. Și uite, e... De asemenea, să-l rog pe domnul Mureșan Gheorghe, poet și care are publicații foarte multe și a participat de foarte multe ori la noi, să recite câteva poezii. Un program artistic susținut de elevii de la școala Batorii Ișvan, clasa a doua, am înțeles, da? Așa? Nu le dau numele acum care sunt și, de asemenea, discursuri. O să iau pentru început cuvântul eu, într-o scurtă cuvântare. O să rog și pe domnul primar. Primăria este co-organizatoare acestei activități, de altfel nici n-am fi putut să organizăm numai noi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. De asemenea, să înmânăm câteva diplome celor care am crezut noi că s-au manifestat mai vocal sau sub diferite aspecte în acest an, 2022. Rog
preoții prezenți, sau numai Părintele Pădureanu-i prezent aici deocamdată, urmează să mai vină, am invitat din toate cultele, așa, să dea o binecuvântare, că așa este bine unui creștin să ceapă o masă, după care vom servi o masă, am pregătit la pericei, bograci, avem pălincă, avem vin, avem niște cornuri, avem și, cred că elanul, ca să ne și distrăm, poate chiar să și dansăm. Ne-a rugat la Dumnezeu să ne lase să nu ne plouă, cel puțin pe perioada cât se desfășoară aceste activități. Vă mulțumesc pentru înțelegere, o rog pe doamna Tulbure Leontina să vină la microfon sau recitați de acolo. Vă rog. Mă bucur că încă trăiesc și că mi-am rezervat o stea pe care noaptea o pândesc, ascuns, discret, după perdea. Mă bucur că am o soție de nota 10 la purtare, că-i harnică și grijulie și face zilnic de mâncare. Mă bucur că am și nepoți ce merg cu minți pe drumul lor, că n-am fost târhăriți de hoți la miezul nopții în dormitor. Mă bucur când ne întâlnim amici din varii generații, să ne vedem, să povestim cu mare căldură ca frații. Văzduhul îmi trimite semne că nopțile vor fi geroase. Mă bucur mult că mai am lemne și îmi dezmorțesc bietele mioase. George Tulbure, 15.09.2022, care vă transmite multă, multă sănătate și la mulți ani de ziua pensionarilor. Mulțumesc! Dați-mi voie să recompensez și eu această poezie scrisă de domnul Tulbure și recitată de doamna Leontina. Văd că cu emoție, așa, un mesaj din partea vârstnicilor de data asta și din partea noastră a organizatorilor, să îi dăm, să mânăm o diplomă care se cheamă Diplomă de Recunoștință doamnei Tulbure Leontina, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. Vă mulțumim! Șan Gheorghe, să vină să ne recite o poezie, sau două, sau trei, câte ai pregătit. Așa, bună ziua, bine v-am găsit, la mulți ani la toți pensionarii. Și pentru că astăzi este o sărbătoare dedicată Maicii Domnului, o să vă citesc o poezie pe care am scris-o, Adormirea Maicii Domnului. Astăzi ai plecat de pe pământ, te-ai dus la Fiul tău în cer și de pe tronul tău cel sfânt asculți Măicuță Sfântă ce-ți cer. Roagă-L pe bunul Dumnezeu să ne ierte ale noastre păcate, supuși greșelilor suntem mereu și ne rugăm când nu se mai poate. Pe Fiul tău preasfânt și dulce, roagă-L, Maică Sfântă îndurată, să ne ierte că l-am pus pe cruce, dar n-am avut regrete niciodată. În drumul meu fii cu mine mereu, cu harul tău sfânt dumnezeiesc, să fac voia sfântă a lui Dumnezeu, la Iisus, Fiul tău, iubire să găsesc. Maică Sfântă, azi te-ai dus în cer, cu toată dragostea pe care tu o ai. Ascultă, Maică Sfântă, ce-ți cer, când plec, vreau să fiu cu tine în rai. Dacă îmi dai voie... Când ești gata, îmi spui. Îți spun eu când gata. O altă poezie care este o poezie patriotică, de fapt am vrut să vă spun că noi avem trei mari iubiri, sau ar fi normal să le avem pe pământ: iubirea față de Dumnezeu, iubirea față de țară și iubirea față de cel de lângă noi. A doua poezie este o poezie
mă rog, cu temă patriotică. Rugăciune post-decembristă. Ridică-te, române, prea stai îngenunchiat, sub genunchi la tine pământul e crăpat. Prea te arcuiești de vreme în plecăciune atunci, când sufletul tău geme, ei te vor pe brânci. Fii demn măcar odată, ridică-te în picioare și fă-i să dea socoată când vor să te omoare. Ridică-te, române, că ei te vor îngenunchiat, arată-le că în tine e sânge de bărbat. Ai fost mult prea cu minte, trăind precum un sfânt, acum pe cel care te minte, trântește-l la pământ. Ridică-te, române, fii demn măcar odată, și-au bătut joc de tine, fă-i să dea socoată. Te-au umilit mereu, bătându-și joc de tine, nu au niciun Dumnezeu, trezește-te, române. Un pic, numai și o las. Și acum cea de-a treia poezie, care este o poezie dedicată persoanelor de lângă noi. Un pumn de lacrimi. Iubito, am vrut să-ți cumpăr ceva din magazinul cu de toate, dar mi-au spus să nu mă supăr, că ei nu dau nimic în rate. Am vrut pe mine să mă vând, să pot să-ți iau acel ceva, dar mi-au spus să stau la rând, mai sunt și alții care ar vrea. Am încercat chiar și la amanet să văd ce aș putea amaneta. Aveam la mine un pumn de lacrimi. Mi-au spus că nu primesc așa ceva. În nebunia zilelor fără de număr, aud în mine liniștea plângând. E liniștea ce-am vrut ca să ți-o cumpăr, chiar de-ar fi fost ca să mă vând. Iubito, am vrut ceva să-ți cumpăr și o viață întreagă am stat la rând, că nu pot mereu să te supăr și nu pot să te aud plângând. Mulțumesc! Recompensa pe domnul Muri, tot cu o diplomă și cu rugămintea ca și la anul, deci rugămintea rămâne valabilă și dorința să ne onorez cu prezența și cu alte și alte poezii. Dacă ne ține domnul, vom fi aici. Sperăm. Sănătate. Domnule ajută, sănătate, mersi. Da. Vă rog să-mi permite să invit copiii din clasa a doua de la școala maghiară Batori Ișvan să vină pe scenă aici să-și prezinte momentul. A nagy mamora szullát, de visel egy akulát, pulcsitkat és verset szavar, a rézisben megvárt kavar. A nagy mama lába fáj, mégis felett szaladgál, verseny fut az idővel, majd megérted idővel. A nagy mama elringat, simogat és puszilagat, hallgass meg, hogy mit mesél, s az ő álmod te legyél. A nagy mama szíve nagy, neki jobb sincs gyerek vagy, néha-néha öleld át a nagymamát, a nagymamát. Hey!
Îl rog pe domnul profesor Bihari Mihai să le mâneze din partea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor câte o diplomă de recunoștință. Da, vă rog să-mi permiteți să transmit și eu câteva cuvinte la acest mare eveniment al vârstnicilor în calitate de președinte al Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor și co-participant la organizare. V-am zis că și desfășurare. Că această activitate am organizat-o și desfășurat-o împreună cu Primăria Șimleu Silvaniei. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 1 octombrie, așa cum am mai zis, a fost adoptată în sesiunea ONU din 1 februarie 1991. Din acel an și în Șimleu Silvaniei, în fiecare an, se sărbătorește această activitate la 1 octombrie. Uneori am mai mișcat-o stânga-dreapta, dar în acest an am stabilit să fie în această zi exact. Corespunde și cu sâmbăta și Dumnezeu o să ne dea și vreme bună ca să ne putem bucura de această activitate și de această zi. Mesajul nostru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Șimleu Silvaniei este că această casă împlinește ea 67 de ani în acest an, în luna noiembrie. Peste 3 ani vom împlini o frumoasă vârstă de 70 de ani și sperăm să ne întâlnim și atunci, așa cum ne-am întâlnit și la 60 de ani. Pentru toți cei prezenți, mesajul nostru este să avem parte de sănătate, de la mic la mare, de asemenea să ne ocupăm de sănătatea noastră, că nu este suficient să o dorim, este necesar să ne și preocupăm pentru ea. De asemenea, să ne iubim unii pe alții, pentru că foarte mult se aude de ură la ora actuală și ceea ce nu este normal. Mesajul este de iubire. O să-l rugăm și pe părinți și ne transmite acest mesaj, vine de la Domnul nostru Iisus Hristos. Să fim uniți, să ne respectăm de la cel mai mic spre cel mai mare, și de la cel mai mare spre cel mai mic. Asta ar fi de preferință. Pentru că se încearcă fel și fel de dezbinare între generații. Eu, din această cauză, am invitat la fiecare activitate copii, tineri, chiar și în excursiile pe care le-am făcut, cei care au fost prezenți știu această problemă. La fiecare eveniment. Vârstnicii sunt o comoară. Pentru că înglobează în ei foarte multe calități. Experiență de viață, experiență de muncă, competență, spirit sociabil, bucuria de a fi părinți, bunici, străbunici și chiar străbunici. Avem și în mijlocul nostru asemenea situații. Vârstnicii sunt uneori și o povară. Pentru atunci când sunt bolnavi, sunt neputincioși și mai ales atunci când sunt și rămân singuri. Vârstnicii au fost și vor fi valori de necontestat. Acest mesaj trebuie continuat mai departe, din generație în generație, pentru că numai astfel vom dăinui mult și eficient pe acest pământ. Vă mulțumesc tuturor vârstnicilor, tuturor participanților la acest eveniment. Doamne ajută-ne în vecii vecilor. Amin. Mulțumim. Îl rog pe domnul primar să ia și dânsul cuvântul
să ne transmită mesajul dânsului de la... Așa, da. Mulțumesc frumos! Mă tot gândeam să rămân sau să nu rămân la tribună, dar nici vorbă, pentru că la adevărata tribună stați voi. În primul rând, vă mulțumesc și vreau să vă mărturisesc că stăteam pe gânduri dacă să zic sau să nu zic ce am acum în cap să zic, că nu-i corect să tragi de mânecă pe cineva mai în vârstă, dar pe domnul Moș o să-l trag de mânecă. Pentru că am amintit mai înainte că uneori vârstnici sunt o povară. Nu sunt niciodată nicio povară. Ei sunt o valoare și atât. Deci asta să fie bineînțeles. Spunea Nelson Mandela și cred cu tărie acest lucru, că o societate care nu-și respectă persoanele în vârstă își neagă rădăcinile și își periclitează viitorul. Astăzi, deopotrivă, vorbim atât de trecut cât și despre viitor. Și gândindu-mă întâi la trecut, vă mărturisesc cu tărie că mă faceți invidios. Pentru că mă uit la dumneavoastră, mă uit la sufletele din fața mea și văd ce personalități cum se cade și asta nu-mi face decât să-mi creioneze societatea pe care voi ați format-o la viața voastră. Societate din care n-am avut ocazia să fac parte atunci, că asta e cu vârsta biologică. Și mă faceți invidios că n-am reușit să fac parte atunci din societatea aceea, că era o societate foarte frumoasă, uitându-mă astăzi la voi. În egală măsură sunt foarte fericit că reușesc să fiu contemporan astăzi aici cu voi. Pentru că trebuie să recunosc, ca primar avem o serie de responsabilități, momente grele în slujba orașului. Însă sunt o serie de privilegii. Iar pentru mine astăzi este un privilegiu să pot să fiu co-organizator și să fiu co-participant cu voi la un astfel de eveniment. Ăsta este marele meu privilegiu, să știu că astăzi sunt braț la braț cu voi. Pentru că mă uit în jurul meu și văd foști profesori, oameni care mi-au pus prima slovă de latină, să zic, în mână, vecini sau oameni care poate cu o dojană m-au tras ei de mânecă, băteam mingea poate prea tare sau ceva, oameni care m-au format. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, ca societate, pentru comunitatea din Șimleu și pentru mine, pentru că ce ați făcut voi este de neprețuit. Și asta nu poate să o ia nimeni. Iar uitându-mă la voi, la oameni apropiați, vă spun că, da, astăzi sunt un om, un băiat, un bărbat, fără bunici, însă îmi găsesc în voi, să zic, refugiul și voi sunteți bunicii pe care eu nu i-am. Acum. Și de aia, cum un nepot se îngrijește de bunicii săi, asta vreau eu în fiecare zi pe care o avem la primărie să ne îngrijim de voi. Nu sunt rupt de realitate. Știu că traversăm niște ape foarte tulburi, niște vremuri foarte grele. Ați recitat o poezie în care se amintea de lemnele de foc, doamna Tulbure. V-am ascultat. Sunt niște vremuri foarte complicate, atât pentru voi cât și pentru noi. Și o știți mai bine ca mine, pentru că ați ajuns la această vârstă frumoasă. Vom trece peste aceste vremuri împreună și o să fie bine. Vom trece cu bine. Indiferent de cât de greu va fi, în noi veți găsi un ajutor și o să fim alături de voi. Indiferent de ce valuri vor mai interveni, în noi să găsiți un sprijin și nimeni, absolut nimeni, nu va rămâne în urmă. Asta să știți. Nimeni nu rămâne în urmă. Așa încât vă rog să vă bucurați de această sărbătoare. Este sărbătoarea voastră, a tuturor, și cum v-am spus la început, este o sărbătoare și a viitorului. Uitându-mă la voi, știu că vom avea un viitor frumos. Împreună cu voi îl vom construi. Să fiți siguri de asta și, cum v-am spus, indiferent de cât de complicate vor fi vremurile prin care vom trece, o să trecem cu bine peste ele. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut în comunitatea noastră
și peste tot și vă asigur de întreaga mea dragoste. Dumnezeu să binecuvinteze acest oraș, această comunitate și vă asigur încă o dată de întreaga mea dragoste și vă îmbrățișez. Doamne ajută și la mulți ani! Facem și o poză așa, ca și președinți coorganizatori. Vă mulțumesc și eu, sigur, o să mai fie. Domnule Moș, funcțiile vin și pleacă, președinți cu organizatori, fiecare de aici, de la masă, e un președinte. Important e să fim oameni. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Dați-mi voie să înmânez și câteva diplome unor persoane, membri ai CARP sau nemembri. În primul rând, domnului Pădureanu, preot Pădureanu Ioan, care în foarte multe multe situații ne-a însoțit prin pelerinaje, a participat la diferite activități cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Bleu Silvanii. Dați voi să facem și o poză așa cu diploma. Aici e fotograful. Scuze. Mulțumim. Mulțumim. Bun. O diplomă domnului viceprimar Man Cosmin Călin. Nu, domnule, nu se dă apăutură. Încă nu se dă apăutură. Tate, ne facem o poză, să am la mântire. Doamnei Ghiran Lucreția, care în anul 2022 a fost sufletul excursiilor cu pensionarii. Facem și o poză. Doamnei Gașpar Iren, care a fost de asemenea sufletul excursiilor cu pensionarii din Pericei. Cum? Băi! Părintele Pădureanu și părintele Mircea să vină să binecuvinteze. Începem cu o rugăciune. Masa. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează mâncarea, băutura pe robii Tăi, că Sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, două vorbe vreau să vă spun așa de suflet. Să fiți buni și să-i mulțumiți lui Dumnezeu că am ajuns vârsta aceasta. Că mai ales de la 70 de ani în sus, fiecare zi este un dar al lui Dumnezeu. De aceea să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că iată am ajuns să sărbătorim vârsta aceasta pe care ne-a dăruit-o nouă Dumnezeu. Și se vorbea aici despre iubire, să ne iubim. Să știți, dragii mei, că omul când e rău nu-l iubește nimeni. De aceea fiți buni și fiți răbdători, că o să vă iubească toată lumea, mai ales Dumnezeu. Fiți binecuvântați, sănătate, bucurie și să ajungeți mulți și fericiți ani. La mulți ani pentru toată lumea! Mulțumim, părinte! Vă dorim poftă bună! Am pregătit pentru dumneavoastră un bograci. Avem pălincă, avem vin, avem niște gogoși și voie bună și distracție, că de-aia e sărbătoare. Vă mulțumesc! Ne-a spus voi. Asta nu-mi place.
și vă urmăresc, să știți. Da, până la asta e vreme bogată. Păi ploaia duce pe rușine. Da, nu! Fapt, ne menușează. Nici ce nu am, 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 nici ce n